Brăduțu, victoria clară, 7-0, putea fi pe alocuri și mai mare, ați tratat foarte serios acest joc. Păi trebuie tratat fiecare meci foarte serios. Știam că au o echipă bună, au făcut surpriza în Cupa României, dar noi ne-am pregătit foarte bine, am făcut tot ce trebuia pentru acest meci și am reușit să câștigăm. Ați egalat propriul record, ați mai marcat 7 goluri cu Sănătatea Cluj, dar sezonul trecut. Acum aveți 30 de goluri, peste 30 de goluri date, punctaj maxim. Noi ne bucurăm foarte mult. Fiecare meci îl tratăm cât de serios se poate. Încercăm să câștigăm toate meciurile posibile și să facem cât mai multe puncte. V-au pus un pic în gardă rezultatul lor din cupă cu Chindia? Nu neapărat, pentru că știam ce ne-a spus mister ce trebuie să facem. Am exersat la antrenamente și până la urmă ne-a ieșit în timpul jocului. Un meci cu dublă însemnătate pentru tine. Astăzi o să vorbim imediat despre asta. În primul loc, felicitări pentru gol, o super reușită. Mulțumesc foarte frumos. Ți-a ieșit, ai mai exercitat la antrenamente. Am văzut că ai pus mâna pe minge, cum se spune, direct. Ai zis că exercit tu? Da, am mai exersat și la antrenamente. Chiar ieri înainte de după antrenament am zis să bat niște lovituri libere și chiar mi-a ieșit foarte bine. Spuneam că a fost cu dublă însemnătate pentru că ai purtat și banderola pe final. Da, mă bucur foarte mult că mister mi-a dat banderola. Am o încredere mai bună în mine. În ceea ce te privește, mi s-a părut că ai început încă de la primul meci în care ai marcat, parcă mai bine sezonul ăsta. Te simți cumva mai sigur pe tine? Simți că ți-a crescut nivelul? Da, pentru că mă ajută și colegii cu experiență, vorbesc cu mine și asta mi oferă foarte multă încredere și libertate de joc. S-a discutat foarte mult în ultima perioadă că există rezultate, dar că jocul nostru nu a fost poate la fel de spectaculos ca cel din sezonul trecut. E rezultatul de astăzi așa o palmă sau poate un nou coment? Păi, au venit destul de mult jucători. E greu să avem un joc ca anul trecut, pentru că eram uniți anul trecut, dar până la urmă deja încep să se vadă rezultatele, se văd că suntem o echipă care muncește și avem aceste rezultate bune. Cum crezi că va fi sezonul acesta? Te întreb și din perspectiva, eu știu, unei lecții învățate de sezonul trecut, când ați condus la fel autoritar și la ultimul meci am ratat un val. Aici trebuie să fim mult mai atenți, să tratăm jocurile cât mai serios, să nu avem emoții. Emoții sunt la fiecare meci, dar trebuie să fim mult mai serioși și să nu mai facem greșeala pe care am făcut-o anul trecut. Pe final, dedici cuiva golul? Dedic familiei mele, prietenilor mei, oamenii care mă susțin. Mulțumesc! Mulțumesc și! Max, felicitări pentru încă o victorie, cea mai clară din actuala stagiune. Ce mai rămâne de spus după un 7-0? Mulțumim frumos! S-a început foarte bine meciul de astăzi. Băieții, nu cred că i-am simțit altfel decât la alte meciuri, dar acum ne-au intrat repede golurile și cumva am dat și de o echipă care a fost preocupată de joc. I-am prins și pe contraatac, au ieșit la joc, am putut să recuperăm și mingea sus. N-au fost o echipă care s-a apărat pe două linii și poate ne-a ajutat și acest lucru. Dar spre deosebire de alte jocuri, când la fel ați marcat foarte repede, acum mi s-a părut că echipa a continuat tot același ritm până aproape de final. Exact. Cred că și la meciurile anterioare m-au ținut-o, dar doar am zis, diferența o fac golurile. Faptul că au fost puțin mai rapizi în combinații în preajma careului, astăzi poate aici s-a făcut un pic diferența, dar în ansamblu, crede-mă că și la meciurile trecute am fost la fel de mulțumit de echipă. Sunt mulțumit că a mai trecut un meci fără gol primit. Eu chiar țin la lucrurile astea și chiar țin foarte mult și jucătorii văd că înțeleg acest lucru și se țin de plan. Mai sunt câteva lucruri de menționat. Unul ar fi 7 marcatori diferiți. Da, asta e bine și bucurător pentru un antrenor. Am înscris și cu capul și din lovitură liberă. Sunt bucuros că și-au scris numele pe lista marcatorilor mai mulți jucători. Am reușit chiar și un gol de la mare distanță, cum a fost cel al lui Nichi, după ce la câteva minute înainte Kindrich își încercase și el timp. Da, golul 3 și șutul lui Kindrich din corner, după acea combinație, cum ți-am spus, le-au ieșit de această dată, le-au ieșit execuțiile. Sper să o țină tot așa, băieții. Am fost
cum ți-am spus și mă repet, am fost mulțumit și la meciurile anterioare, doar că au fost momente din joc când nu am înțeles prea multe, dar meciul de azi chiar a fost un meci bun. Încă o dată spun și felicit pe adversarii noștri de astăzi. Sunt în Cupa România în Grenați, au avut o victorie contra celor de la Chindia, o revelație a campionatului, a ligii întâi. Nu e ușor, chiar eu știu ce înseamnă, că nu e ușor să joci chiar împotriva unor jucători care au jucat mai puțin, să joci contra unei echipe de Liga întâi și s-o și bați, eu zic că nu e ușor lucru de realizat. Cred că din nou printre lucrurile care te mulțumesc e faptul că rezervele și-au făcut din plin simțită prezența. Da, mie nu prea îmi place să spun rezerve, îmi place să spun jucătorii care intră de la început, dar da, cum ți-am spus, mă gândesc să le împart minutele, să fie toată lumea aptă. Și da, și meciul trecut, ții minte că am mai discutat lucrul ăsta, mi-au plăcut și meciul trecut cum au intrat, acum au intrat la fel foarte, foarte bine. Asta înseamnă o echipă, o echipă produce rezultatele. O surpriză plăcută, golul frumos al lui Antonio Bradu. Un alt lucru legat de el este că a terminat meciul ca și capitan. Da, Antonio, ca și ceilalți jucători, după antrenamentele de finalizare, mai rămânem și mai executăm lovituri libere. Să știți că avem, să nu vă surprindă dacă mai apar și alți executanți, pentru că avem jucători buni din faze fixe, din lovituri libere. Iar faptul că a purtat banderola, crezi că îl va responsabiliza și mai mult? Eu am încredere în băieții tineri și în tot lotul, dar în special în băieții tineri, că au nevoie de încrederea noastră. Asta am discutat și cu jucătorii cu experiență, să-i susținem de fiecare dată pe jucătorii tineri, și Bradu este unul dintre cei tineri care chiar și-au adus aportul. Chiar nu-ți dai seama că folosim un junior pe poziția aceea. Mulțumesc! Mulțumesc!